Bună seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Preotul din Dârâneu este acuzat de sătâni că a stropit cu gaze lacrimogene în biserică, iar o femeie s-a intoxicat. Acesta spune însă că a dat cu mir. Igor Dodon vrea să numească prim-ministrul și a cerut Curții Constituționale să spună dacă are voie să o facă. Iar blocul acum îi invită repetat pe socialiști la negocieri, în timp ce Ilan Șor propune ca Statele Unite și Rusia să se implice în formarea coaliției de guvernare de la Chișinău. Trei angajați de la gara auto de Nord au fost reținuți, aceștia ar fi luat mită ca să nu facă verificări în transport. Biserica de la Dârâneu este în centrul unui nou scandal. Câteva persoane s-au intoxicat, iar una chiar a ajuns la spital după ce preotul, care nu mai slujește acolo de un an, a pulverizat o substanță necunoscută. Sătenii presupun că este un gaz lacrimogen, în timp ce preotul afirmă că a dat cu mir. Ce anume este la mijloc, urmează să afle poliția. Din imaginele de pe camera de supraveghere instalată în curtea lăcașului, se vede cum preotul Florin Marin se apropie de ușa bisericii, în care nu mai slujește de peste un an, și pulverizează dintr-un flacon, apoi fuge. Incidentul s-a întâmplat duminică, iar în acel moment în lăcaș se afla o femeie. Aceasta a început să se simtă rău, așa că a chemat ambulanța. Am auzit un fâșiet așa puternic. Ni s-a umplut ochii cu lăcrâni și în gât am simțit o usturime și în chep, nu mă putem răsfla. În ce mirosea puternic? Parcă acid sulfuric, ca amoniac. Ajunși la fața locului, medicii i-au acordat ajutor și au plecat, iar peste câteva ore, când starea ei s-a înrăutățit, femeia a chemat din nou ambulanța. Ea a fost internată la Spitalul Raional din Călăraș în secție de terapie. Ei au venit cu suspecția la o intoxicație cu gaz lacrimogen. Are arsuri la ochi. Starea este satisfăcătoare. Sătenii susțin că cei care au intrat ulterior în lăcaș au acuzat dureri de ochi și tuse. Când a dat poliția să intre, au ieșit vișinii pe față și nu puteau răsfla. Au început a tuși. Ne-am suit până la scări și ne-am întors înapoi. Cu salvietca pe față. E că așa am venit. L-am găsit pe preot, care în ograda bisericii și-a amenajat propriul lăcaș, unde oficează slujbe. Acesta susține că a dat cu mir, pentru că în biserică ar fi simțit un miros înțepător. Mi-a venit un dor să mă duc să mă închin. Mi-a venit un miros foarte urât de picioare nespălate. Biserica fiind veche, sunt un fel, să le spunem pe nume, un fel de ploșniț de lemn care miroase foarte urât. Am impresia că eu dau cu ceva în biserică să moară acele gângâni cu tare. În imagini se vede cum se pulverizează cu un spray, așa că l-am rugat să ne arate și nouă flaconul. Acesta a dat de câteva ori cu substanța uleioasă. Am scos mirul din buzunar și am făcut trei pufuri. Preotul susține că nu l-a observat nimeni, iar ulterior sătenii care au rămas nemulțumiți după ce el a trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei, văzând momentul pe camerele de supraveghere, au inventat povestea pentru a-l discredita. Am rămas din altar, l-am rămas pisat al părintelui, gata. Și l-a dat părintelui? Da. Preotul a analizat și imaginile de pe alte camere de supraveghere instalate în curte și spune că cei care au intrat în biserică nu s-au simțit rău inițial, ci abia după ce și-ar fi creat un scenariu. Și ei stau aici, deci nu e la salvare. N-au plecat. Nu-i corect. Eu am sunat la 112 când am început să vomit și să amețesc. Oamenii legii spun că pe acest caz a fost înregistrată o plângere. Aceștia urmează să stabilească circumstanțele în care s-a întâmplat totul, dar și cu ce substanță s-a pulverizat. Scandalul la biserica din Dereneu a început anul trecut, după ce preotul Florin Marin a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei pentru că cea a Moldovei l-ar fi jupuit de bani. Asta e nemulțumit pe câțiva săteni de partea Mitropoliei Moldovei, care ulterior au spart lacătul bisericii, iar de atunci nu i-au mai permis lui Marin Florin să intre, slujbele fiind oficiate de un alt preot. Igor Dodon vrea să numească prim-ministrul. Președintele a cerut Curții Constituționale să-i spună dacă poate să desemneze șeful guvernului în condițiile în care deputații nu se pot înțelege. Legea prevede că șeful statului are dreptul doar să accepte sau să respingă candidatura propusă de majoritatea parlamentară. Am venit cu această sesizare ca în altă curte să ne comunice dacă președintele Republicii Moldova este obligat să
propună această candidatură sau aceste candidaturi în cazul incapacității Parlamentului de a activa sau în cazul imposibilității întrunirii acestora în ședințe. Și apoi statul are niște candidaturi? A comunicat? Este întrebarea la moment în candidatură. Am comunicat. În cazul în care curtea va spune că președintele este obligat, atunci va începe procedura de consultare a fracțiunilor parlamentare, după ce președintele va veni cu candidaturi. În cazul în care curtea va spune că da, este obligat, indiferent de capacitatea de exercițiu a Parlamentului. Consilierul lui Dodon susține că a solicitat Curții Constituționale să dea un răspuns cât mai repede. Curtea are un termen de jumătate de an, dar noi am solicitat examinarea în mod de urgență, reșind din speța existentă la moment. Deci sperăm că timp de o săptămână, două maxim, curtea să ne dea o soluție la acest caz, fiindcă nu a existat o asemenea situație de criză politică până în prezent. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, susține că, potrivit legii supreme, șeful statului este de fapt obligat să propună o candidatură la funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunile parlamentare. Articolul 85 din Constituție stipulează expres că în caz dacă e imposibil de format guvernul sau este blocat procedura de legislativă timp de 3 luni, el poate și trebuie să propună o candidatură la funcția de prim-ministru, dar ea nu va avea niciun efect juridic, dat fiind faptul că Parlamentul nu este funcțional. Nu este ales biroul permanent a Parlamentului, președintele, vicepreședintele. Parlamentul format în urma alegerilor din 24 februarie s-a întrunit o singură dată, în ședința de constituire, acum o lună. Partidele încă nu au reușit să negocieze crearea unei majorități parlamentare, care să propună candidatura unui prim-ministru și să formeze un nou guvern. Blocul acum invită repetat PSRM la negocieri după ce întâlnirea de acum două săptămâni s-a încheiat fără rezultate. Socialiștii nu au spus clar dacă vor merge la discuții. Între timp, Ilanșor propune o metodă inedită de deblocare a negocierilor, ca reprezentanții Statelor Unite și cei ai Rusiei să lămurească între ei lucrurile din țara noastră. La discuția nouă lansată de acum, membrii blocului propun să vorbească despre modalitatea prin care pot fi formate organele de lucru ale legislativului, toate cu scopul de a evita alegerile anticipate. Întrevederea ar urma să aibă loc mâine la ora 11 la Parlament. Deputatul PSRM Ion Ceban spune că nu înțelege dacă chemarea celor de la PAS-PPDA înseamnă și acceptarea propunerilor socialiștilor evocate anterior. Funcția de președinte al Parlamentului pentru Zinaida Greceanu să conducă două ministere, iar limba rusă să aibă statut special. Remarcăm tonalitatea mai puțin categorică a mesajelor celor de la acum, ceea ce ar putea crea pe viitor premize de discuții pe marginea depășirii crizei politice create. Însă constatăm cu regret că PAS și DA încă nu sunt disponibili pentru a avea negocieri serioase privind propunerile PSRM aprobate la ultima ședință a Consiliului Republican. Se arată într-o postare pe Facebook. Între timp, Ilan Șor vorbește despre o nouă modalitate de crearea unei coaliții parlamentare, astfel încât negocierile să se poarte nu între partide, ci între forțele politice, făcând referire la vest și est. Partidul Șor este gata să creeze toate condițiile pentru o întâlnire dintre reprezentanții SUA și ai Federației Ruse ca să clarifice situația politică din Republica Moldova. Ca să fie clar, negocieri directe dintre adevărații stăpâni ai partidelor politice ar putea fi ieșirea din situația creată, notează fostul primar de Urhei pe o rețea socială. Celelalte formațiuni care au acces în legislativ nu au reacționat deocamdată la această declarație. La două luni de la scrutin, partidele nu au reușit să se înțeleagă pentru formarea unei coaliții și votarea unui nou guvern. În această perioadă, socialiștii care au cele mai multe mandate în Parlament s-au întâlnit cu Democrații, alături de care au găsit afinitate, dar și cu blocul acum. PSRM nu a ajuns la un numitor comun cu PAS-PPDA. Dacă lucrurile continuă în această incertitudine, șeful statului poate dizolva legislativul și anunța alegeri anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate are la dispoziție 6 luni ca să verse în bugetul statului 76.000 de lei. CEC susține că în 2016, în timpul campaniei pentru prezidențiale, formațiunea a primit 100.000 de lei de la o companie finanțată din străinătate, iar o parte din sumă a fost deja returnată statului. Reprezentanții PAS susțin că atunci când au primit banii, nu știau că firma are capital străin. Ei consideră că decizia de astăzi are scopul de a discredita partidul care s-a angajat să întoarcă suma eșalonat. Anterior, Partidul Șor a fost somat să întoarcă 2 milioane de lei primiți în campania pentru parlamentare de la firme finanțate de stat.
Primăria vrea ca mașinile cu frigidere să dispară de pe străzi și le interzice comercianților să mai vândă carne și lapte pe la colțuri. Carne, brânză, ecamerie și, și putem. Tot avem și noi gospodării țărănească și lucrăm. Noi lucrăm legal. Ați ieșit aici să lucrați? Ei, n-am așa de mult. Lucrez vreo 2 săptămâni. Vânzătorii spun că au actele în regulă și că în felul acesta câștigă un ban. Revenim cu detalii în jurnal. La mijloc de primăvară ne așteaptă înghețuri. Meteorologii au emis cod galben pentru toată țara. La noapte minima va coborî până la minus 3 grade la suprafața solului. Mâine însă ne vom bucura de soare. La sud vor fi 20 de grade, iar la nord 18. În zilele următoare vremea se va încălzi și mai mult, iar de Paște vor fi 23 de grade în capitală. 3 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de azi dimineață de la autogara de nord din capitale. Procurorii anticorupție au descins în birourile controlorilor de bilete ale dispecerilor și casierilor care sunt suspectați de luare de mită. Bănuiții ar fi cerut bani de la operatorii de transport ca să nu facă anumite verificări. 2 dintre cele 3 persoane reținute sunt șef de schimb, iar o persoană este controlor de bilete. Procurorii au descins inclusiv la domiciliile suspecților și în automobilele acestora. Șeful gării ne-a spus că a ajuns la muncă la ora 7 și a dat peste procurorii care începuseră perchezițiile. Am spus că avem nevoie de șefi de schimb și controlori de bilete. Întrebări care am avut, am dat răspuns. Potrivit directorului, controlorii sunt suspectați că ar fi cerut bani de la operatorii de transport pentru ca aceștia să poată lua mai mulți pasageri fără a avea bilete cumpărate de la casă. Călător fără bilete, asta a fost 10 de ani. Vă știți cum asta s-a acumulat, nu de azi, de ieri. Dosarul penal o să dea răspuns. Am încercat să vorbim cu unul dintre controlorii de bilete, însă acesta ne-a spus că nu știe nimic despre percheziții. De ce sunt suspectați colegii dumneavoastră? Cunoașteți controlul? Nu știu. Nu ați avut întrebările sub administrație. Ați văzut că au fost percheziții. Domnișoară. Potrivit responsabililor de la procuratură, persoanele au fost reținute pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsite vinovate, ele riscă închisoare de până la 7 ani cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții. 8 persoane au fost reținute după ce s-au făcut percheziții la depoul de locomotive din Bălți. Potrivit procurorilor, suspecții furau motorină în cantități mari și o vindeau. 4 dintre cei reținuți sunt mecanici de tren, iar 2 cumpărători. Șeful adjunct al depoului este acuzat că primea lunar câte 1.500 de lei de la fiecare mecanic ca să treacă totul sub tăcere. Iar șeful postului de poliție că nu a dat în vileag infracțiunile tot pentru bani. Toți riscă până la 7 ani de închisoare. Mașinile la care se vinde lapte și carne au început să fie evacuate din stradă. La indicația primarului interimar al capitalei, poliția a început să-i alunge pe comercianți și reprezentanții preturilor îi îndeamnă pe oameni să nu vândă în drum asta, deși tot ei le-au emis autorizații. Comercianții sunt nemulțumiți și spun că vor merge să ceară socoteală la primărie. Pe unele străzi din capitală pot fi văzute mașini dotate cu frigidere în care se vinde carne, lactate și ouă. Primarul interimar vrea însă ca vehiculele cu produse să dispară de pe străzi. Se interzice comercializarea produselor de carne și produse lactate din mașini ambulante, conectate nu știu cum la rețelele LumTech. De 2 zile, poliția împreună cu reprezentanții preturilor care au emis autorizația vânzătorilor îi obligă pe comercianți să-și evacueze mașinile. Mihai și Constantin dețin 10 vehicule în care se vinde lapte și carne. Ei spun că se ocupă cu asta de 3 ani pe străzele capitalei. Acum sunt nemulțumiți că li se cere să plece tocmai în perioada sărbătorilor pascale, când cumpărătorii sunt mulți. În loc să facem un ban să plătim crediturile, noi înainte sărbători, înainte de Paștelui, nu, dar nu, nu, acum este oferta asta de Paște la fiecare sector să participăm, nici nu vor să accepte noastre propuneri. Cum adică la tână, ne-au găsit, da? Pe 2 infractori, pe mine și pe Constantin la lapte. Eu sunt cu carne, el e cu laptele. Aș vrea că banca ar lua tot, absolut, ce am agonisit în 4-5 ani și am plecat din țară, atâta tot. Și comercianții sunt îngrijorați că și-ar putea pierde locul de muncă. Directorul e foarte bun, plătește foarte bine. Pentru ce să pierd eu așa lucru bun, pentru care mă duc în marketuri să lucrez pentru 400.000 de lei? Carne, brânză, ecamerie și putem. Tot avem și noi gospodării țărănească și sunt cumpărători și sunt mulțumiți. Da, la noi e frigideră, e și lucrează.
asta știți, eu permanent eu de la ei lapte, da? Praf îți luăm de la magazin, asta nu e real. Chiar cumpăr, dau la copil. Cei doi tineri spun că și-au deschis și un magazin, dar totuși câștigă mai mult din vânzarea în stradă. Ei susțin că și-au amplasat mașinile în sectorul Buiucani, Râșcani și Botanica doar cu acordul preturilor, care le-a permis să activeze până la sfârșitul anului. Vedeți că marfa asta mea nu este o haină care s-a închis. Astăzi vânzătorii au colectat semnături de la cumpărători și spun că vor merge să ceară socoteală la primărie. De acum încolo nici nu știm cum să activăm, fiindcă nu știu din care motive domnul Codreanu, din loc să ne ajute, să ne susține, să ne găsească, nu știu, poate o soluție oarecare. Dumnealui pur și simplu vor să ne închidă și atâta tot. Primarul interimar le-a cerut preturilor să retragă autorizațiile pe care tot ei le-au eliberat. Pretura a luat o decizie de a elibera autorizații de funcționare temporar. Totodată era o mențiune la prima solicitare a autorităților locale, ele singure vor fi evacuate. Atunci fie că dumnealor să nu procure din acea ghiretă, din acea unitate de transport sau de pe cel trotuar, să boicoteze acele persoane care vând nelegal. Astăzi, reprezentanții preturilor împreună cu poliția și cei de la ANSA au verificat mașinile dotate cu frigidere, iar câteva dintre ele au fost închise. Șeful adjunct al întreprinderii municipale, Serviciul Veterinar de Stat, spune că antreprenorii nu ar avea actele necesare pentru a putea vinde produsele. În timp ce unul dintre agenții economici susține că atunci când a încercat să obțină autorizația de la Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor, i s-ar fi spus că sunt suficiente certificate de la Criuleni, acolo unde și are gospodăria țărănească. Cine vrea să vadă Mica Olandă de la Bard ar trebui să achite pentru intrarea în lanul de la lele. Taxa a fost impusă de proprietari care spun că în ultima perioadă au mulți vizitatori, dar puțin cumpărători de bulbi. Intrarea este absolut gratuită pentru persoanele care susțin ferma noastră, susțin producător autohton. Din banii adunați, proprietarul spune că va repara drumul până la plantație. Aflați detalii la știri. Persoanele care suferă de diabet zaharat vor primi glucometre și teste gratuite. Acestea vor ajunge prin poștă în următoarele două luni la cei 100.000 de bolnavi din țara noastră. Aparatele de măsurare a glicemiei și consumabilele ar fi suficiente pentru un an. Coletele vor fi distribuite începând cu ziua de astăzi și vor ajunge la fiecare persoană pe parcursul lunilor mai și iunie. Coletele transmise prin poșta Moldovei vor conține câte un glucometru și un dispozitiv de înțepare. Totodată, cei dependenți de insulină vor primi câte 1200 de teste și lanțete, iar cei care nu sunt dependenți, câte 100. Acestea ar trebui să fie suficiente pentru un an, spun responsabilii. Pacienții vor fi nevoiți să învețe cum să le folosească singuri acasă, având o instrucțiune. Cei care nu știu cum să o facă se pot adresa la medicul de familie. Am încărcat siringa. Scoatem. Asta. Ne-am pregătit lanțeta. Pentru cele 100.000 de colete au fost alocați 25 de milioane de lei, iar o parte din sumă a fost adonată din economii, susține ministrul Sănătății. Banii care au fost economisiți de fapt anul trecut din licitațiile care au fost făcute pe parcursul anului, au fost făcute economii chiar și, dacă nu greșesc, și la capitolul insulină și multe alte lucruri care prin licitație pot fi corectate, iar banii corect gestionați să ajungă să acopere necesitățile pacienților. Dar această metodă de gestionare a banilor nu a avut întotdeauna un rezultat pozitiv. Partea proastă este că din cauza regulamentului, care presupune că licitațiile sunt câștigate de agenții economici care oferă cel mai mic preț, directorii de spitale au spus că au fost nevoiți să ia mărfuri necalitative, consumabile și instrumente medicale ineficiente. Cu antibiotici, la o pneumonie medie, tratat cu cefazolină austriacă, durează tratamentul 5 zile, cu o cefazolină chinezească durează 10-15 zile și aceea nu-i sigur că se tratează. Protocoalele naționale revăzute vor exclude astfel de situații, fiindcă pentru moment nu avem toate protocoalele naționale aprobate și nu exclud că din acest motiv avem anume situații când nu întotdeauna avem acele aparate sau acele dispozitive de care avem nevoie. În clădirea cu două etaje a primăriei va apărea un lift pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările au început acum o lună și vor fi încheiate la sfârșitul verii. A fost solicitată, aș zic, către Asociația Mărinimii, a fost o
ministrul tineretului și sportului, Serghei Afanasiev, care la fel se deplasează în scaun rulant și este construit ascensorul pentru a avea acces persoanele cu probleme locomotorii. Se vor deplasa și funcționarii primăriei? Nu, funcționarea nu este pentru funcționarii primăriei, este doar pentru persoanele pe care le-am menționat. Mă rog, ține de bunul simț. Persoanele cu nevoi speciale vor putea intra pe ușa laterală a clădirii și vor urca cu ascensorul la etajul 2, unde se desfășoară ședința primăriei și a Consiliului Municipal. Tot acolo este și biroul primarului. Proiectul este în așteptare de câțiva ani și a fost propus când Dorin Chirtoacă era primar. Lucrările vor costa peste 1 milion de lei. Silvia Radu, care a fost anterior primar interimar al Capitalei, încă nu a decis dacă va candida sau nu la alegerile locale. După încheierea mandatului de ministru al sănătății, spune că va avea alte oferte și se va ocupa de proiecte private. După ce a trecut de la primărie la guvern, Silvia Radu ne-a spus că nu știe deocamdată dacă vrea să se întoarcă în fotoliul de primar al Capitalei, pe care l-a obținut în noiembrie 2017, după ce Nistor Grozavu a renunțat să mai asigure interimatul funcției. Eu sunt șeful dumneavoastră. Radu susține că urmează să ia o decizie privind candidatura sa la alegerile locale. Eu cred că este o întrebare prematură. Pentru moment sunt aici, v-am zis, am mult prea mult de lucru. Sunt multe probleme care nu permit să fac o perspectivă îndelungată și vom vedea după cum va fi situația mai departe. De 7 luni este în fruntea Ministerului Sănătății, între care timp de 2 luni a fost degrevată din funcție pe timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Odată cu încheierea mandatului de ministru, Radu susține că se va ocupa de proiectele private, fără a spune care sunt ele. Am foarte multe proiecte private, credeți-mă, am foarte multe oferte, așa că abia aștept când am să am mai mult timp să mă ocup de fapt. Silvia Radu a ajuns de la primar interimar independent la ministru în guvernul Filip, fiind numită în funcție în septembrie anul trecut, deși nu deține studii în medicină, iar anunțul a fost făcut de Vlad Plahotniuc de la sediul PD. În campania electorală pentru alegerile parlamentare, Silvia Radu a susținut Partidul Democrat și și-a dorit fotoliul de deputat, fiind inclusă pe listele democraților, dar nu a acumulat suficiente voturi. Pe când era în fruntea primăriei Capitalei, Silvia Radu spune că nu este afiliată politic. Sunt o persoană independentă, nu sunt persoana domnului Plahotniuc. Beat Criță a urcat la volan, s-a înarmat cu un Kalashnikov de jucărie și a luat prietenii și s-au pornit în oraș în căutare de aventuri. Este vorba de un tânăr de 25 de ani care a ajuns pe mâinile poliției după ce a amenințat o șoferiță pe strada Tudor Vladimirescu din capitale. Imediat după incident, femeia s-a plâns unui echipaj de patrulare, iar oamenii legii au dat peste bărbat în timp ce și instala plăcuța cu numere a mașinii care era scoasă. Alcotestul a dovedit că șoferul era în stare avansată de ebrietate. Tinerii au fost duși la inspectorat ca să fie audiați. A început marele transfer de pachete cu bunătăți de sărbători. Moldovenii care muncesc peste hotare trimit colete pline cu de toate, iar cei care au rude în străinătate încearcă să le mai aline dorul de casă, așa că le trimit și ei pachete cu bucate tradiționale moldovenești. Înainte de Paște, microbuzele care ajung de peste hotare sunt doldorate de colete. Cei care le primesc spun că rudele care muncesc peste hotare pun de toate în ele, pentru că știu că acasă salariile sunt mici. Din Italia, nepoata ne-a trimis. De Paște. De Paște, Blăjenul, știu că ne-a trimis ceva, bomboane, ne-a trimis pască de lor. An la rând, Elena petrece sărbătorile fără copii. Aceștia însă au grijă să-i trimite de toate. O cărzinăcică, niște dulciuri, ce nu știu de este, ne-a trimis fata. Buslăniei, de este, nu sunt la noi la Moldova. Aici este pe mine, mă sărvești pentru sahăr diabet în loc de pâine. Și cum microbuzele care vin în aceste zile de peste hotare sunt multe și pline de pachete cu bunătăți, unii s-au încurcat și cu greu și-au găsit coletul. Eu caut și nu găsesc, la Italia. Eu spring așa că nu găsesc mașutul. Iar înapoi, microbuzele nu se întorc goale. Această femeie a cumpărat
cumpărat brânză de oi, a tăiat câteva păsări din gospodăria sa și le-a pus într-o geantă pe care a umplut-o și cu mult dor. Coletul va ajunge la cei doi copii ai săi stabiliți în Spania. Trimite și noi aleacă de Paști să ai bucuri, că nu putem să ne ducem, ei nu pot să vină. Niște copturi de ei se-am pus, o bucată de salam, niște pești, capcioncă vargată, și nezi din ucă, mieri, să-i bucurăm aleacă. Șoferii microbuzelor spun că în acest an moldovenii au trimis mai multe colete comparativ cu anii trecuți. Au crescut în trăit, mai timp, față de anii trecuți. Așa că progres, cum spune moldoveanul. Te-ți așteaptă, te-ți bucură. Totuși, cei care au primit tradiționalele panetoane italienești și ouăle de ciocolată ne-au spus că și-ar fi dorit mai degrabă să-și vadă rudele acasă, la masa de sărbătoare. Pe cele două șantiere de pe strada Alba Iulia, abandonate de 10 ani și transformate în gunoiști, va fi construit un teren de joacă pentru copii și o sală de sport. După ce locatarii din preajmă s-au plâns de nenumărate ori la primărie, autoritățile au luat această decizie. Banii vor fi alocați din bugetul municipalității, dar deocamdată nu este clar despre ce sumă este vorba. În locul acestui șantier abandonat acum 10 ani va fi amenajat un parc și construită o sală de sport, susțin responsabilii de la primărie. Astăzi, groapa transformată într-o gunoiște a început să fie acoperită. Locatarii din preajmă spun că abia așteaptă finalizarea lucrărilor, așa cum tot acest timp acolo s-a adunat multă mizerie. De la balcon, de la etajul 8, privește foarte urât, plină groapa cu gunoi, e oribil și periculos pentru copii. În rest, o să fie, dacă o să fie o zonă de agrement, o să fie minunat. Noi să contribuim ca locatari. Ne bucurăm foarte mult, într-adevăr. Să avem ca să fac un teren de joacă pentru copii, niște copaci am să de... Iar celălalt șantier abandonat, aflat la câțiva metri distanță și care e plin de deșeuri, va deveni un teren de joacă pentru copii. Inclusiv și pe terenul celălalt a fost luată decizia să fie acoperit, ca oamenii să aibă, în primul rând, drum de acces către blocul de locuit. Astfel încât am vorbit și cu asociații de locatari, împreună să încercăm să amenajăm un teren de joacă sau un teren de fotbal. Lucrările de amenajare a spațiilor vor începe în curând, iar bani pentru asta vor fi alocați din bugetul primăriei. Autoritățile însă nu ne-au putut spune despre ce sumă este vorba. Nu mai intră cine și cum poftește în lanul de la Lele de la bar, dar proprietarul a pus o taxă de intrare, iar din banii adunați vrea să repare drumul până la plantație. Omul spune că a obosit să tot aibă vizitatori care vin să facă poze și vrea mai degrabă ca aceștia să cumpere bulbii. Plantația de la Lele de la Bardar există de aproximativ 30 de ani și în fiecare primăvară devine un punct de atracție pentru multă lume. Gheorghe Luchiță, cel care muncește de mic copil, cot la cot cu părinții, spune că în ultimii ani sunt foarte mulți vizitatori, așa că a pus o taxă de intrare. Noi am încercat anul să limităm cât mai mult posibil accesul vizitatorilor care nu merită să intre la ferma noastră. Intrarea este absolut gratuită pentru persoanele care susțin ferma noastră. Susțin producător autohton. Orice persoană care ar fi cumpărat doar un singur bulb de lalea în decursul anului sau o floare de lalea în decursul anului intră absolut gratuit. Covorul multicolor de la Bardar te duce cu gândul la țara lalelelor, Olanda, acolo unde asemenea peisaje sunt obișnuite. Aici sunt peste 80 de soiuri aduse din diferite țări, Japonia, Rusia sau Olanda. Deosebită este laleaua care crește în munți. Este un soi care se mulțește prin semință, așa aș spune, semisălbatic. Părinții de la care a provenit acest soi, creșteau în munții Asiei, spre deosebire de alte lalele care au miros nu chiar plăcut, acest soi se caracterizează pentru un miros care toți îl consideră foarte plăcut. Miroasă a trandafiri pentru dulceață care se folosesc. Iar acum 10 ani a apărut un soi nou pe care Gheorghe Luchiță l-a numit laleaua de Bardar. Floarea de o culoare roz pal s-a născut anume la ferma familiei. Părinții lui arătau iată în așa mod, însă datorită mutațiilor care apad în mod normal din datorită fonului radioactiv care ne înconjoară pe noi, au apărut unele schimbări în codul genetic al plantei și el a obținut alte caracteristici. Și iată caracteristica nouă, boba a devenit puțin mai rotunjor și s-a obținut așa o dungă mai lată la margine, de culoare mai deschisă. Această specie de lalele provine din Uniunea Sovietică. Tulpina este înaltă, iar petalele de un roșu aprins. Florile erau plantate în fața instituțiilor publice, iar pe atunci erau numite lalelele parad. Denumirea corectă însă este Apeldoorn. Începând din 1 august, bulbii lalelelor vor fi strânși, iar din septembrie sunt scoși la vânzare.
Pompierii au mers astăzi în inspecție la biserici ca să se asigure că înainte de Paște stingătoarele sunt pregătite, iar căile de evacuare accesibile. Așa, stingătorul de semne este în stare bună de funcționare, este valabil și poate fi utilizat în caz de necesitate. Ca să evităm un incendiu în lăcașurile aglomerate, salvatorii vin cu mai multe sfaturi, vi le spunem în jurnal. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a publicat rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale după numărarea 100% din procesele verbale. Astfel, Vladimir Zelenski l-a învins pe Petro Poroșencu cu 73,22% din voturi. Conform rezultatelor anunțate de cecul de la Kiev, peste 13 milioane de ucraineni cu drept de vot l-au ales pe Vladimir Zelenski. Actorului i-au revenit 73,22% din voturi, iar președintelui în exercițiu, Petro Poroșenko, 24,45%. Între timp, presa din Ucraina a publicat declarația de avere a noului șef de stat. Zelenski are 4 apartamente la Kiev, o casă de locuit în statul Ivankovici, aflat la 35 de kilometri distanță de capitala ucraineană, și un imobil în Crimeea, peninsula anexată de ruși în 2014. Totodată, noul președinte arendează un apartament în Marea Britanie, scrie presa. Jurnaliștii ucraineni menționează și despre o vilă în Franța cu 15 camere care i-ar aparține lui Zelenski. Staful său de campanie a explicat că vila a fost înregistrată pe o campanie înființată de actor, așa că el nu a fost obligat să o indice în declarația pe venit. Cea mai mare parte din venitul viitorului președinte provine din activități antreprenoriale. Zelenski deține acțiuni la Kino Kvartal, studioul Kvartal 95, centrul de producție Liga Smeha și altele. Pe lângă afacerile cinematografice, este coproprietar al unui restaurant. Noul președinte are, potrivit presei ucrainene, în jur de 20 de parteneri de afaceri. El afirmă că după anexarea Crimeei a rupt relațiile cu partenerii din Rusia. Vladimir Zelenski are 41 de ani, este căsătorit și are 2 copii. A fost ziua ușilor deschise la Casa Albă, unde președintele Donald Trump și soția sa Melania au organizat celebra cursă cu ouă de Paște. Peste 30.000 de oameni au venit la evenimentul, care are o tradiție veche de aproape 150 de ani. Trump nu a scăpat ocazia să lanseze câteva replici în stilul care l-a consacrat. Welcome to the 2019 White House Easter Egg Roll. This is 141 years that we've been doing this. I don't remember the first one, but we're last 3 years we've had an awfully good time. Pe peluza Casei Albe, Donald Trump și soția sa Melania au fost gazde pentru aproape 30.000 de oameni care au participat la cel mai mare eveniment public organizat la reședința președintelui american, tradiționala cursă cu ouă de Paște. Președintele a dat autografe pentru copii și pretinde că unul dintre vizitatorii cei mici l-a încurajat să construiască controversatul zid de la granița cu Mexicul. As a young guy just said, keep building that wall. You believe this? It's going to be a conservative someday. Cursa cu ouă de Paște are loc anual la Casa Albă și este destinată copiilor și părinților. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atentatele comise duminică în Sri Lanka, în urma cărora peste 320 de oameni au murit, potrivit unui nou bilanț. Între timp, ministrul apărării a declarat că atacurile ar fi o răzbunare pentru masacrul din Noua Zeelandă din luna martie, când un individ a deschis focul în două moschei. Primele elemente ale anchetei referitoare la atentatele din Sri Lanka indică faptul că acestea au fost comise ca răzbunare pentru masacrul de la Christchurch din Noua Zeelandă, unde pe 15 martie un individ a deschis focul în două moschei și a ucis 50 de oameni. Declarațiile au fost făcute astăzi de ministrul apărării din Sri Lanka. Oficialul spune că exploziile au fost provocate de două grupări islamiste locale. Între timp, gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul de duminică, însă nu a prezentat dovezi că ar sta în spatele acestuia. Presa străină scrie că numărul victimelor a crescut până la 321 de persoane.
Poliția a reținut până acum 40 de suspecți și a făcut percheziții în 20 de case. Presa străină a publicat imagini de pe o cameră de supraveghere care îl arată pe unul dintre posibilii atacatori. Bărbatul, care are un rucsac în spate, intră în biserică, iar în scurt timp acolo se produce o deflagrație. Poliția a precizat că nu va comenta înregistrarea până când nu sunt dovezi clare că este vorba de un atacator. 8 explozii aproape simultane s-au produs în dimineața de duminică în câteva hoteluri și la o biserică din Sri Lanka. Belarus a suspendat exportul de benzină și motorină în Ucraina, Polonia și țările Baltice. Măsurile au fost luate din cauza calității proaste a petrolului rusesc. La sfârșitul acestui an, Belarus intenționează să importe petrol din alte țări, ocolind Rusia. Belarus a restricționat importul de țiței din Rusia după ce s-a constatat că acesta conținea de 17 ori mai multe cloruri decât în mod normal. Despre aceasta a anunțat astăzi o companie petrolieră din țară. Obligațiile contractuale dintre Belarus și Rusia rămân astfel suspendate pentru o perioadă nedeterminată. Ca urmare, au fost suspendate exporturile de produse petroliere din Belarus spre alte țări. Preastanovka prezașla imină posvietomnițe producte. Aia s-a atins în rânchi Ucraine, Baltii, Polși. Directorul interimar al celui mai mare exportator petrolier din Belarus spune că Minskul intenționează să importe petrol din țările Baltice și Ucraina până la sfârșitul acestui an, ocolind Rusia. Presa belarusă a anunțat că petrolul rusesc de proastă calitate a ajuns la o rafinărie din Germania și va ajunge și în Ungaria. Belarus este un important traseu de tranzit pentru furnizarea de petrol rusesc către Europa. Rusia a anunțat joi că va interzice exportul de petrol și produse petroliere către Ucraina de la 1 iunie. Imagini spectaculoase au fost surprinse la Istanbul, unde un bloc cu 4 etaje s-a prăbușit ca un castel de cărți după ce unul dintre zidurile de sprijin s-a surpat. Momentul în care construcția a fost făcută una cu pământul a fost filmat de un martor. Blocul se afla pe un terasament de pământ deasupra unui șantier de construcții. Victime nu au fost înregistrate. Autoritățile au evacuat din timp locuitorii din blocul care urma să se dărâme, dar și din alte 10 clădiri din apropiere. Înainte de Paște, pompierii au fost pe la biserici ca să verifice dacă au stingătoarele pregătite și căile de evacuare accesibile. Ca să evităm un incendiu în lăcașurile aglomerate, salvatorii vin cu câteva sfaturi. Lumânările trebuie aprinse afară, iar enoriașii să meargă la slujba din noaptea învierii, fără să consume alcool înainte de asta. Așa, stingătorul de semne este în stare bună de funcționare, este valabil și poate fi utilizat în caz de necesitate. După ce au văzut stingătoarele de flăcări, pompierii au verificat și căile de evacuare. Avem o ușă aici și una pe altar, în caz de incendiu. Nu în caz de incendiu putem să facem excepție, așa părintele a spus. Marina merge în fiecare an la biserică, noaptea învierii. Femeia spune că știe cum să procedeze ca să nu provoace vreun incendiu. Eu e o lumânare de asta care speciala, care cum făclie înăuntru. Dacă stânge, stânge înăuntru, adică și nu face deranj la nimeni. Trebuie să fii atenți, fiindcă e că chiar la Sfântul Dumitru, pe botanică, au fost, cu vreo 2-3 ani în urmă, a fost adică pojar chiar în noaptea de Paște. Mihai spune că toți cei care merg la biserică noaptea învierii trebuie să fie atenți, mai ales din cauza că este mare aglomerație. La biserică nu se duce bat. Să aprinde ceva cu lumânarea, să fii stiuți la lumânare, că arde. Dacă se aprinde, e luat de cealaltă și în total vor fi supuse evaluării 1400 de lăcașuri sfinte din întreaga țară. Este foarte important să fie respectată securitatea antiincendiară, în special dacă vorbim de echipamentul electric, de lumânările care trebuie poziționate într-un loc sigur în afara bisericii. Mai mult ca atât vorbim și de căile de acces care trebuie menținute liber totalmente, dar și de căile de evacuare care trebuie menținute liber pentru situații excepționale în vederea evacuării persoanelor. Acum câțiva ani, o biserică din sectorul botanic al capitalei a luat foc chiar în noaptea învierii din cauza unui scurt circuit. Radu Albot rămâne la înălțime, urcat pe locul 44 în lume, un nou record pentru sportivul moldovean. Acesta a început cu dreptul turneul ATP din Ungaria. În prima rundă, moldoveanul l-a învins pe ucraineanul Sergei Stahovski.
Oh, wow! În primul set, ucraineanul a fost mai puternic și a condus jocul până la scorul de 5-5, după care Albot a revenit și pe final de act s-a impus cu 7-5. În partea secundă, sportivul nostru a demonstrat un joc nemaipomenit și a învins cu 6-4. Mâine, în turul 2, Radu Albot îl va întâlni pe tenismenul venit din calificări, Filip Krajinovic. Sârbul este pe locul 105 în lume. Părăsește Federația de Fotbal după 22 de ani, dar lasă în urmă lucruri care au marcat fotbalul moldovenesc. Cu Pavel Cebanu, la cârma națională noastră a reușit cea mai bună clasare în topul mondial, locul 35. Dar acum, când pleacă, lasă o echipă pe o poziție rușinoasă. Moldova este pe locul 171, fiind mai slabă și decât amatorii din Santa Lucia sau Papua Noua Guinee. Pavel Cebanu a fost ales în funcția de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal în februarie 1997, iar ulterior a fost reales pentru alte 4 mandate. În anul 2008, cu 3 victorii consecutive în fața Maltei, Ungariei și a Kazahstanului, selecționata Moldovei a urcat până pe locul 35 în ierarhia FIFA. Chiar și până în prezent, această clasare rămâne cea mai înaltă din istoria echipei naționale. Lefejeli Csebotaru oldalra, nagyon jó lövés és 2-0 sajnos. Ezt kegyetlenül eltalálták a 22. În anul 2018, după 16 meciuri consecutive fără vreo victorie, tricolorii au căzut până pe locul 175 în clasamentul mondial, acesta fiind un antirecord. De asemenea, Pavel Cebanu s-a remarcat și datorită reacțiilor sale inedite în urma meciurilor pierdute. Nu a fost o excepție nici înfrângerea contra Greciei din anul 2007. Vine mingea și când o pocnește cu capul unde... Nu să răti să oprească asta, să oprească în gândesc și oamenii. Mă, este jucător, uite, a primit mingea. La noi nu, la noi numai baha-buha, bre. Baha-buha, bre. Înainte de a deveni președinte al FMF, Pavel Cebanu a avut o carieră atât de antrenor cât și de jucător. Întreaga sa activitate de fotbalist, acesta a petrecut-o în echipa Nistrul Chișinău, fiind și capitan. În 1980, Cebanu a fost desemnat jucătorul anului în Moldova, iar în 2004, Asociația de Istorie și Statistică Fotbalistică a Moldovei l-a numit cel mai mare fotbalist moldovean al tuturor timpurilor. Ieri, Pavel Cebanu și-a anunțat demisia fără a menționa ce l-a făcut să renunțe la funcție. Timpul, atât cel petrecut pe teren, cât și într-o funcție are limitele sale obiective care se pot manifesta în orice moment. Astăzi cred că acest moment a sosit. Am decis să mă retrag din funcția de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal, a spus acesta în scrisoarea de rămas bun publicată pe site-ul oficial al FMF. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă!